Bună ziua și bine ne-am reîntâlnit la o nouă ediție a emisiunii Viața Satului. Dragii mei, hai să dăm mână cu mână și nu numai astăzi de Ziua Unirii, ci tot timpul pentru a ne fi mai ușor să ne îndeplinim obiectivele. V-aș spune mai multe despre unire, dar colegii mei m-au rugat să vorbesc mai puțin astăzi, așa că vă invit să rămâneți alături de noi pentru următoarele 120 de minute, deoarece v-am pregătit niște reportaje foarte interesante. O provocare majoră pentru români este proiectarea unor afaceri durabile pe termen mediu și lung. De regulă, visăm la afaceri bănoase pe termen scurt, ceea ce nu există în realitate. Astăzi vă prezentăm o afacere pe termen mediu, 25-30 de ani, din care se poate obține un venit de 1 milion de euro la hectar. La ora actuală, oferta mondială de cherestea de nuc acoperă circa 25% din nevoile de consum. Ținând cont de timpul necesar pentru recoltare, 25-30 de ani, oferta mondială nu va putea satisface nevoile în următorii 100 de ani. Din punct de vedere tehnic, o astfel de afacere presupune o schemă de plantare de 3,5 metri pe 3,5 metri cu un număr de 800 de plante la hectar. Cu un randament mediu de 0,75 metri cubi pe arbore, la un preț mediu de 1700 de euro pe metru cub de cherestea ecologică, vorbim de un venit de 1 milion de euro la hectar peste 30 de ani. Investiția în această afacere ajunge la circa 7000 de euro la hectar, din care 3000 de euro puieții, 1000 de euro operația de plantare, 1000 de euro protecția împotriva animalelor, circa 1000 de euro fertilizarea de bază, respectiv circa 1000 de euro împrejmuirea. Ca întreținere anuală, plantația nu este pretențioasă, are nevoie de trei elemente principale și anume fertilizare, întreținere covor ierbos, respectiv toaletarea arborilor. Fertilizarea și întreținerea covorului ierbos se pot realiza simultan prin introducerea 7 oi la hectar în plantația de nuc. Într-o astfel de variantă, arborii trebuie protejați de iepuri și căprioare cu un manșon de sârmă. Toaletarea este o operație simplă realizată de către cel care a investit timp de 2 săptămâni pe an. Pentru cine consideră că 30 de ani reprezintă prea mult timp, există și o formulă mai rapidă. Este vorba de aceeași plantație de nuc forestier, dar pe o schemă de plantare de 4 metri pe 4 metri, cu un număr de 625 de arbori la hectar. Într-o astfel de plantație, după primii 10 ani, se pot recolta circa 1000 de kilograme de nuci fructe pe hectar. La un randament între coajă și sâmbure de 50%, rezultă 500 de kilograme de miez de nucă la hectar. Cu un preț de vânzare directă de 6 euro pe kilogram, se ajunge la un venit anual de 3000 de euro și unul multianual de 60.000 de euro pe 20 de ani. Din punct de vedere financiar, o astfel de soluție este mai puțin interesantă decât varianta de bază datorită reducerii numărului de plante de la 800 la 625. În miezul de nucă se ascunde o bogăție de vitamine, minerale și grăsimi miraculoase pentru sănătate. Datorită acizilor grași, omega-3, antioxidanților și fitosterolului, nucile sunt arme redutabile în lupta cu cancerul mamar, de asemenea tumorile se micșorează și chiar dispar. Un nou studiu arată că un consum zilnic moderat de nuci aduce beneficii pacienților diagnosticați cu diabet de tip 2, menținând sub control limitele de insulină. Potrivit experților, un aport zilnic de 30 de grame de nuci reduce riscurile agravării bolii într-o proporție mult mai mare decât un regim hipocaloric și hipolipidic. Bărbații ar trebui să consume des nuci, deoarece aceste fructe tratează sterilitatea și impotența. Încă în evul mediu, nuca era recunoscută pentru rolul tămăduitor în cazul bolilor mentale. Se credea că forma fructului aduce cu forma creierului, de aceea are efect în tratarea minții. Astăzi, cercetările moderne au arătat că nuca este într-adevăr stimulent al memoriei și este recomandată celor ce depun un efort intelectual sporit. Conținutul bogat în zinc recomandă miezul de nucă în tratamentul asteniei, întârzierilor de creștere, tulburărilor sistemului nervos. Pentru cei surmenați și slăbiți, un pumn de miez mărunțit se amestecă cu o lingură de miere, după care se bea un pahar cu suc proaspăt de fructe. Nucile conțin acizi grași esențiali, omega-3 și omega-6, cu rol în prevenirea apariției bolilor cardiovasculare, potrivit profesorului Nicolae Hâncu. Acizii grași, mononesaturați și polinesaturați, sunt considerați cea mai bună sursă de grăsimi. De altfel, aceste grăsimi sănătoase scad colesterolul, protejează inima, vasele și creierul și totodată ajută metabolismul în procesul de slăbire.
Într-o dietă sănătoasă, nucile trebuie să fie totuși consumate cu prudență din cauza conținutului caloric crescut. Într-o cantitate de 100 de grame de nuci se află numai puțin de 550 până la 590 de calorii. Deși într-o 100 de grame de nuci se găsesc 51 de grame de grăsimi, ele nu conțin niciun gram de colesterol. 6 nuci, adică aproximativ 40 de grame, conțin circa 2 mg de vitamina E, iar cantitatea zilnică recomandată de vitamina E pentru bărbați este de 4 mg, iar pentru femei 3 mg. Nutriționiștii ne recomandă să mâncăm nucile crude, în niciun caz prăjite. Rezultatul unor studii recente, bazate pe datele culese de la peste 120.000 de femei din 11 state americane și de la peste 50.000 de bărbați din toate cele 50 de state americane, studii în care cercetătorii au clasificat participanții în 6 categorii, începând cu cei care nu consumau niciodată nuci și terminând cu cei care obișnuiau să mănânce nuci de 7 sau de mai multe ori pe săptămână, concluzionează, fără echivoc, și cităm, cu cât mai des consumă oamenii nuci, cu atât este mai mică probabilitatea lor de a muri prematur. Apă curată cum era odată. Zicea Jean-Jacques Cousteau că cercul apei este cercul vieții și nu trebuie să uităm niciodată acest lucru. Și atunci, pe parcursul întregii vieți, ceea ce este prioritar în viața noastră este o apă curată. Fie că o consumăm, fie că o folosim la igiena personală, la igiena locuinței, fie că ne pregătim, ne preparăm alimentele cu ea, apa trebuie să fie potabilă. În aceste condiții s-au făcut foarte multe studii și s-a ajuns la concluzia că fiecare parte componentă, fiecare parametru din apa potabilă este permis în niște limite. Depășirea acestor concentrații maxime admise aduce după sine perturbări ale sănătății noastre. Nitrații sunt o componentă din ciclul azotului. Azotul este în natură ubicvitar. Nu se poate concepe viața fără azot, evident că nici fără oxigen, dar azotul este în principal inevitabil necesar plantelor. Ele îl folosesc în metabolismul lor și ulterior lanțul se continuă până la consumul de către om sau de către animal. Și atunci să avem grijă când folosim fertilizanți pe bază de azot, că planta nu poate să primească o cantitate infinită de îngrășământ pe bază de azot. Ea deja are azotul pe care și l-a luat din aerul atmosferic, mai poate să primească o cantitate de îngrășământ chimic care să crească productivitatea, dar această cantitate a fost stabilită științific și trebuie să fie respectată limita pe care planta o poate asimila. Să înțeleg că plantele sunt mai deștepte decât noi. Ele iau exact cât le trebuie. Surplusul rămâne pe sol și este infiltrat cu ocazia apelor de precipitații, apelor de șiroire. Se infiltrează în sol și poluează în primul rând stratul freatic. Ulterior ajunge și la adâncimi mai mari, deoarece la noi s-a practicat o agricultură haotică. S-a dorit obținerea de producții foarte mari. Rezultatul a fost poluarea apelor subterane cu nitrați. Nitrații, odată pătrunși în organismul uman, în porțiunea superioară a intestinului subțire, se transformă în nitrit. Nu nitrații, ci nitriții sunt cei care produc îmbolnăvirile la toate grupele de vârstă. La copilul 0-3 ani produc așa numita boală albastră sau methemoglobinemia cianozantă infantilă, boală care se datorează blocării hemoglobinei în a-și duce la capăt acțiunea ei de transport a oxigenului în organism pentru a hrăni toate celulele.
toate țesuturile. În cazul în care se consumă o apă cu nitrați în concentrație mare, hemoglobina este transformată din oxihemoglobină, adică hemoglobină cu oxigen, în methemoglobină. Deci aceasta e cu azot. Azotul nu oxigenează, el asfixiază. În gospodăriile individuale, oamenii au fântânile lor. Aceste fântâni ar trebui să aibă niște condiții igienico-sanitare pe care trebuie să le respecte, să aibă un perimetru de protecție de 10 metri radiar, în care să nu existe cotețe, grajduri, depozite de gunoi menajer direct pe sol, depozite de gunoi de graj direct pe sol. Dacă s-ar respecta aceste condiții și dacă s-ar întreține fântâna în condiții igienico-sanitare bune și ar fi evitată prezența surselor de poluare în perimetrul de protecție, cu certitudine fântâna respectivă ar putea să nu aibă acest motiv de modificare a concentrației nitraților din apă. Sigur că mai sunt niște condiții care trebuie asigurate. Fântâna trebuie să fie etanșă, adică indiferent de adâncimea ei, pereții fântânii trebuie să fie etanși, să nu permită infiltrarea apelor din jurul ei. De asemenea, să aibă o etanșeizare cu ghizdurile fântânii, adică porțiunea care iese se înalță de la sol cu 70-100 de centimetri și sub nivelul solului cu 60 de centimetri. Trebuie să aibă un perimetru de protecție de 1,5 metri radiar cu pantă înclinată de 4 grade ca să nu se scurgă apa în fântână, ci dinspre pereții fântânii spre exterior, să aibă găleată proprie, să aibă capac, să aibă acoperiș, pentru a nu putea să cadă păsări, animale în fântână sau pentru a fi protejată apa de precipitații. Trecem printr-o perioadă destul de dificilă, cu un dușman necunoscut. Nitrații aceștia ne pot influența în vreun fel negativ, nu știu, în cazul în care noi am fost bolnavi de COVID-19? Există vreo legătură între aceste două lucruri? Există o legătură foarte mare. Dacă noi am trecut printr-o intoxicație cu nitrați, odată sau de mai multe ori, organismul rămâne sensibilizat și lui îi scade imunitatea, terenul devine vulnerabil la absolut orice fel de agresiune exterioară. Aici includem și coronavirusul, pentru că e un virus cu agresivitate mare și care nu se poate să nu lase urme. Apa potabilă este apa sanogenă, care nu creează niciun fel de prejudicii sănătății consumatorului, ba dimpotrivă îi asigură starea de sănătate și de confort. Apa potabilă nu trebuie să aibă bacterii patogene, virusuri, paraziți sau substanțe chimice peste concentrația admisă de legislația sanitară în vigoare, legislația noastră fiind armonizată cu aceea a Uniunii Europene din Directiva 98/83. S-au făcut studii foarte multe în acest domeniu și s-a constatat că la omul adult consumul de apă cu concentrație mare de nitrați a putut să fie pus în legătură cu afecțiuni tumorale ale sistemului nervos central, cu disfuncții ale sistemului nervos central, cu afecțiuni ale glandei tiroide. Glanda tiroidă este responsabilă de toate metabolismele organismului nostru. Deci va fi afectat și metabolismul glucidic, și cel lipidic, și cel proteidic. Ne putem îmbolnăvi consumând acest tip de apă dacă nu suntem atenți. Dacă nu facem două lucruri, ori renunțăm la sursa aceea de apă,
Ori dacă avem suficiente posibilități financiare, să ne cumpărăm niște dispozitive de reducere a nitraților. Sunt niște instalații care sunt foarte scumpe și care realizează o osmoză inversă sau se bazează pe schimbătorii de ion, deci rășini schimbătoare de ion. Se mai poate folosi și apa distilată. Acolo unde apa nu este potabilă, trebuie inscripționat la loc vizibil și protejat apă nepotabilă. Acolo unde este potabilă, scriem apă potabilă. Acolo unde nitrații sunt periculoși pentru copiii 0-3 ani, trebuie să scrie apa nu e bună de folosit pentru copiii 0-3 ani. Este foarte importantă informarea populației cu privire la calitatea apei. Sigur că acolo unde primăria a reușit să acceseze fonduri și au făcut instalație centrală de alimentare cu apă potabilă a populației, acolo s-au rezolvat parțial lucrurile, în sensul că în zona care are acces la apa din sistemul public, acolo fântânile sunt mai puțin folosite, dar sunt folosite atunci când există avarii sau nu mai există apă debit suficient pentru stația de apă, deci este obligată primăria, care este administratorul comunei, trebuie să aibă grijă nu numai de asfaltarea drumurilor, ci și de aprovizionarea populației cu apă potabilă. Cel puțin o dată pe an fântâna trebuie igienizată sau ori de câte ori este nevoie dacă a intervenit o sursă de poluare sau s-a înnecat un animal. Sau. Deci ea trebuie igienizată ori de câte ori este nevoie. Și igienizarea înseamnă să scoată toată apa din fântână până la primul strat de mâl, să lase să se umple fântâna. Pereții care, atunci când fântâna a fost goală, au fost spălați cu perie de sârmă, curățați foarte bine. Trebuie să lase să se umple fântâna cu apă, după care să o dezinfecteze, deci să pună o cantitate de substanțe clorigene, cum ar fi varul cloros, două linguri cu vârf de pulbere de clorură de var la un metru cub de apă. Trebuie lăsate acolo 24 de ore cu capacul de la fântână coborât pentru ca apa și pereții fântânii să fie dezinfectați. După care se scoate toată apa aceasta din fântână și se lasă să se umple la loc. Atunci poate fi folosită fără clorinare câteva zile, o săptămână, după care intervenim cu o clorinare normală. Legislația interzice ca operatorul de apă, fie că e primăria, fie că este o companie de apă, indiferent cine este operatorul de apă, nu are voie să distribuie apă nedezinfectată cu clor. Se specifică substanțe pe bază de clor. Fiecare fabrică are substanțele pentru care ea are dotările necesare să le fabrice și să le comercializeze. Trebuie să aibă avizul Ministerului Sănătății, a Comisiei Naționale pentru Substanțe Biocide. Sigur că aceste substanțe sunt verificate ca și calitate, iar ele trebuie să aibă o concentrație de clor activ suficientă pentru a dezinfecta apa în concentrația prevăzută pe eticheta respectivă. În zonele mai izolate sunt stații de apă mai mici și primăriile nu au avut posibilitatea să-și doteze stația cu instalații automate de clorinare. Și atunci încă se mai recurge la dezinfecția cu clor realizată de muncitorul de la stația de apă, care, instruit
de noi își realizează o soluție mamă de clorură de var sau hipoclorit de sodiu sau cloramină, ce au ei acolo, și după aceea răstoarnă în bazinul de înmagazinare această substanță. În momentul în care el constată că apa nu mai miroase a clor, el își face din nou o soluție de această clorigenă și o toarnă din nou în bazinul de înmagazinare. Nu are voie să distribuie apa fără clor, deoarece rețelele sunt uneori integre, alteori au avarii. Deci trebuie să plece apa cu o concentrație de clor de 0,5 mg la litru din bazinul de înmagazinare în rețeaua de distribuție, pentru ca să ajungă la capăt de rețea cu 0,1-0,2 mg de clor la litru, adică și cele mai îndepărtate gospodării din rețeaua respectivă să aibă apa dezinfectată. Apăr apa. Intră pe www.apanoastră.ro și află ce poți face tu. O campanie a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor. Când am fost în județul Galați, la începutul lunii martie, în România fuseseră deja depistate câteva cazuri de pacienți infectați cu noul coronavirus, dar autoritățile încă nu instituiseră starea de urgență. Opinia publică nu era încă lămurită dacă suntem sau nu amenințați de un pericol grav. În marginea orașului Galați am cunoscut atunci câțiva tineri care s-au asociat și cultivă rădăcinoase, dar și cereale pe sute de hectare. Privind proiectul lor acum, după evoluția pandemiei COVID-19 și efectele acestei nenorociri asupra sectorului agroalimentar, înțeleg mai bine cât de importantă este pentru acești tineri asocierea, faptul că acum sunt împreună și luptă împreună. Tinerii fermieri, cu doi dintre ei am filmat interviul, au format un grup de producători, au accesat fonduri europene în valoare de milioane de euro, au investit într-o fermă modernă și în spații de depozitare și acum camioanele lor pleacă încărcate cu marfă către hipermarketurile din toată țara. Vă mulțumim frumos că ați ajuns și la Galați în sfârșit, pentru prima oară care ne-am întâlnit. Noi suntem o organizație de producători înființată în anul 2010. La început am fost grup de producători cunoscut preliminar, după care ne-am transformat în organizație de producători. Suntem o organizație formată din 5 membri producători. Lucrăm undeva la 500 de hectare de teren arabil, dintre care vreo 250 de hectare de legume, în special rădăcinoase, morcov, țelină, păstârnac, pătrunjel, ceapă, sfeclă roșie. 95% din marfa produsă de organizația noastră merge către supermarket, iar un procent de 5% merge pe piața locală. Domnul Păiș, fermierii, procesatorii, de obicei se plâng că au o relație, să spun așa, defectuoasă cu hipermarketurile, să o spunem pe ștau, nu ne primesc, domnule, marfa. Cum ați reușit dumneavoastră să îi convinge să vă cumpere recolta? Noi am reușit să-i convingem, clar, începuturile au fost grele, dar cu multă seriozitate și cu calitate poți intra pe piața supermarketurilor și cu o cantitate constantă, cu un număr mare de hectare, cu logistică în spate, cu depozit, cu linii de sortare, cu camioanele proprii. Noi procesăm, ambalăm, spălăm, sortăm, ambalăm marfa, o încărcăm în camioane și o livrăm la supermarket. Toată logistica, să zic așa, este a organizației de producători. Clar, asta pas cu pas a construit din 2010, de când ne-am înființat, și până astăzi am lucrat
ușor, pas cu pas, până am reușit, să zic așa, să ajungem la 95% dintre livrări. Supermarketurile, e clar, doresc continuitate, calitate și seriozitate. Fără asta nu e posibil. Dacă ați fi rămas pe cont propriu fiecare, să spunem, organizat în chiar și SC, dar fără să fiți organizați în grup de producători, organizație de producători, ați fi avut șansă să vindeți la hipermarket? Nu cred că ar fi fost posibil dacă lucram individual terenurile și așa. În primul rând, nu aveam cum să ajungem la o asemenea infrastructură de utilaje, depozit, transport de unul singur. Pentru că ca să construiești, să plătești așa ceva, trebuie mulți bani și nu ai cum să-i... Nu ai de unde... Noi nu i-am avut. Noi am beneficiat de fonduri europene datorită programului care a fost pe grup de producători, acum devenit organizație. Numai așa am putut să ne dezvoltăm și să ne extindem. Din punctul... Adică banii europene ați accesat pe grup de producători. E o măsură specială pentru grupurile de producători. Pe grup de producători s-au accesat banii și pe organizație mai puțin. Acum nu se mai dau cum a fost înainte pe grupurile de producători. Din punctul meu de vedere, unul singur e mai greu. E foarte greu, nu mai greu. Numai un pic, cum vă numiți? Bună ziua! Bună ziua, mă numesc Moraru Costel Emil. Domnul Moraru, cum v-ați apucat de agricultură? Sunteți un tânăr fermier, de ce agricultură? Tinerii, am citit niște statistici, în ultimii 10 ani vreo 400.000 de tineri au plecat din agricultura românească. Iată, dumneavoastră, continuați să practicați agricultura. De ce? Păi ne-am apucat în anul 2005, încet, încet, cu 2-3 hectare și pe parcurs mai mult și ne-a plăcut. Am fost din zona agriculturii, să zic așa. Părinții noștri au lucrat în agricultură și ne-am îndrumat singur mai mult și ușor, ușor ne-am asociat și am ajuns aici, să zicem așa. A fost, este asocierea cheia succesului, cum se spune? Din punctul meu de vedere, zic că da. Pentru că singur este mai greu să faci multe chestii. Dar când sunt mai mulți, e mai bine. Adică este treaba împărțită, să zic așa, și e mai bine. Că ați plecat de la 2-3 hectare. Cum ați ajuns la, probabil fiecare aveți câte 100-150, dacă în total aveți 500? Da, cum am ajuns? Am mai cumpărat, am mai luat în arendă și tot așa. Am fost serioși, să zicem, și au mai venit oameni la noi, am mai cumpărat, și așa am ajuns. E scump un hectar de teren arabil aici, în lunga Prutului și a Dunării, că suntem între ape, în marginea orașului Galați. V-ați mai permite acum să cumpărați pământ, dacă l-ați găsit? Terenul în zona Galați, ca și în alte zone, Brăila sau așa, clar, în ultima perioadă s-a scumpit. Un hectar de teren ajunge între 7.000 și 10.000 de euro. Dacă găsesc, normal că cumpăr. Mă duc la bancă, iau credit, dacă nu am bani, și îl cumpăr, că de fapt asta e tot. Asta e rolul. De vânzare sau s-a închis jocul, să spun? Terenuri aici nu sunt foarte multe de vânzare. Adică apare un teren, apare tot din zona, tot persoanele care lucrează, societățile care lucrează, și majoritatea societăților au drept de preemțiune și îl cumpără. Adică dacă vecinul iese un teren la vânzare, îl cumpără, și la fel la mine, dacă un proprietar vrea să vândă un teren, îl cumpăr cu siguranță, nu îl cumpăr. Este foarte bine organizată munca în ferma tinerilor legumicultori gălățeni. Aici lucrează 10 de angajați, fiecare cu rolul său în procesul de producere, depozitare, sortare și ambalare a legumelor. Culturile agricole sunt întreținute cu respectarea regulilor de bune practici, ceea ce iese pe poarta fermei, având ștampila calității și a siguranței pentru consumator. Cum stați cu sursa de apă? Tragem apă din Dunăre, vine apa, OAI-ul ne livrează apa pe canale. Momentan ne chinuim cu motopompe, să zic așa, tragem noi din canal și pompăm pe niște rețele improvizate. La momentul ăsta avem
în derulare două proiecte cu OAI-urile să le modernizăm. Sperăm că să reușim să le modernizăm, dar momentan modernizăm doar stația, după care urmează și partea din câmp subteran, care aia e cea mai importantă, de fapt. Ambele sunt importante, dar una fără alta nu se poate. Ne chinuim acum cu motopompe, tragem apă din canal și o direcționăm pe conducte de polietilină, un sistem fix de irigații, să spun așa, la legume. La cultură mare, mai irigăm cu raistere, dar nu peste tot putem iriga. Parțial din toată suprafața o irigăm, pentru că nu avem infrastructura modernizată și subteranul este distrus și nu se poate iriga altfel, doar improvizând. Știu că fermierii care furnizează hipermarketurilor recolta trebuie să se supună unor reguli, unor exigențe în ceea ce privește gestionarea utilizării pesticidelor. Iată, din ce în ce mai mult există o presiune să fie cât mai puțin folosite, să fie folosite metode alternative. Dumneavoastră cum gestionați această problemă? Sunteți obligați să mergeți la laborator cu legumele, să le plătiți probele și să prezentați rezultatele? Vă subvenționează și statul? Contribuie și hipermarketul? Cum procedați din acest punct de vedere? Organizația noastră are o certificare Global GAPE, un standard internațional, trasabilitatea produsului, de fapt, din câmp până la raft. Anual, înainte să recoltăm marfa, trimitem monstre la laborator, uneori în cerința supermarketurilor, uneori în Germania, uneori în Germania, analizele le plătim noi. Cam cât costă, domnul Păiș? În Germania, o analiză costă 200 de euro. Începând de anul trecut și anul ăsta, se scot foarte multe produse omologate la legume și se retrag și nu vin altele în loc. Ceea ce pe noi, pe viitor, ne afectează și nu numai pe noi, pe toată România, să zic așa, produsul românesc o să fie afectat foarte grav. Dacă nu vin produse noi omologate din spate, pur și simplu nu mai văd ce utiliza. Dar ce faci? Care e alternativa? Ce utiliza și nu poți să mai produci, că țelina, de exemplu, la momentul acesta sunt câteva produse, câteva fungicide, să zic așa, omologate. Patru, cred că dacă nu mă înșel, insecticide și fungicide. Și ea are nevoie de mai mult de atât. Și nu ai cum să dai altceva, pentru că când o să fac analiză, dacă tu utilizezi altceva, dar nu poți să utilizezi, o să găsească și după aia supermarketul nu o să-ți mai ia un risc pentru voi. E un risc. Și ce am înțeles noi în țările din vest, să zic așa, în Polonia, din Europa, așa, Germania, toate țări, sunt omologări mult mai multe la ei. Și am zis, asta vrem noi, să ar fi indicat și foarte bine pentru toți să mai facă ceva și pentru noi, adică să mai omologăm ceva, să mai... Da, faceți parte dintr-o organizație de producători, da. Aveți și o asociație la nivel național, da. Iată că pot fi deschise niște canale de comunicare cu Ministerul Agriculturii. Facem parte dintr-o formă asociativă FRULEG, ea a fost înființată de toate grupurile și organizațiile de producători din România, urmând să adere și alți colegi fermieri, mici, mari și tot așa, pe fructe și legume. Am prezentat situația la București, la Minister, la ANF, la EPROM. Momentan așteptăm și sperăm să rezolvăm. Presupun că vă confruntați cu atacuri în zona aici de insecte, de dăunători. Păi fără pesticide nu prea ai cum să cultivi legume. Nu se poate, doar dacă viitorul va ajunge cu agricultura ecologică, dar nu știu. Apropo, ați putea să vă certificați și ecologici, că ați încercat, e fezabil pentru voi? Subvențiile sunt, am înțeles, destul de generoase. Da, dar agricultura ecologică în Europa de vest implică foarte multă forță de muncă manuală și România, din punctul ăsta de vedere, e
goală, moartă. Noul PAC, noua politică agricolă comună. Ați avut timp să citiți sau sunteți atât de prinși cu munca în câmp și în depozit încât n-ați mai avut timp să vă informați? N-am avut, sincer, nu am avut, nu m-am informat destul pentru noua agricolă, politică agricolă comună. Primim informații de la organizația noastră, de la FRULEG, urmând să avem, să avem niște discuții acolo, să vedem cum și unde ar fi mai important ca banii să se ducă în direcția unde ar fi nevoie cel mai mult. Bineînțeles că fondurile europene sunt un mare avantaj și trebuie să îi accesăm. Majoritatea colegilor fermierilor vorbesc pe legume și fructe, fără fonduri europene și fără investiții în depozitare, utilaje, infrastructură, nu e posibil producție. Nu se poate face producție fără investiții în tot ce ține de producția legumelor și a fructelor. Utilaje, depozite, logistică, oameni și tot ce e nevoie pentru a produce calitativ, gustos și românește. Aveți camioane aici, au venit să încarce morcovi, țelina. Sunt unele dintre ele, sunt camioanele noastre, a organizației, și încarcă la super, pentru platforma supermarketurilor unde trebuie livrată. Mai lucrăm și cu diversi terți, să zicem așa, și livrăm marfa când este nevoie, marfă proaspătă, adică face 2 ore, 3 ore până la București cât face, adică nu vine din Olanda, face 2 zile. Încercăm să fie treaba bună pentru consumator în primul rând și după aia pentru noi, să zicem așa. Că trebuie o calitate, ceva bun, să zicem, să iasă. Mulțumesc frumos și vă urez și vă doresc să rămâneți în continuare așa, asociați, să vă sprijiniți și să nu aveți tendințe, știu eu, de autonomie și să încercați să mergeți pe compropriu, că iată, dacă ați fost uniți, asociați, iată ce ați reușit să faceți. Avem câțiva ani și poate rămânem așa. Avem 14 ani sau cât 16 de acum și să dea Dumnezeu să rămânem așa, că așa e cel mai bine. Este impresionant exemplul fraților Păiși și al asociațiilor lor. Ei au pornit de la stadiul de mici fermieri care încercau să stoarcă un oarecare venit din câteva hectare de teren, iar acum au devenit o forță în agricultura din județul Galați. Cum au atins acest stadiu? Prin muncă, prin asociere, prin accesarea banilor europeni și prin multe alte atuuri. Pandemia COVID-19 i-a prins pregătiți. De unul singur, fiecăruia i-ar fi fost mult mai greu. O săptămână vorbeam cu inginerul zootehnist de la ferma din Rusănești, de la domnul Chirea Nearomică. Da. Și îmi povestea, zice, Oenea Viorele, zice, cunosc un tânăr în județul Arceș, mai exact la Vâlsănești, care s-a apucat de puțin timp de zootehnie. Și am zis, ce-ar fi, știi că te-am și sunat, da, ce-ar fi să ne cunoaștem, să văd ce te-a îndemnat pe tine să te apuci de zootehnie, că mai mult de 2-3 ani nu ai de când... Da, pe nu, din, mai exact la începutul 2018 am preluat ferma. Și inițial prima oară a fost ca ideea unui prieten, să luăm o fermă de animale,
După care am rămas singur. Da, mi-a și mă atras, că dacă nu îți place și nu te atrage, nu poți să nu faci față. Dar te-ai gândit vreodată, Zino, că o să te apuci de zootehnie? Ce vârstă ai? 40. 40. Deci la 38 de ani ai zis, ia să ne apucăm de zootehnie. Da, da. Dar nu erai ferm convins. Nu, nu, nu. Dacă îți spunea cineva, nu mă gândeam niciodată că o să ajung la coada vacii, cum să spun. Dar e plăcut, e plăcut. Nu știu. În 2 ani de zile... Te-ai transformat, în sensul că deja ai ambiții mari. Păi, inițial, când am preluat o fermă de 56 de capete de vaci șarolez, din rasa șarolez, atunci am aflat că vacile, de fapt, sunt două rase, rasa de carne și cea de lapte. Eu nu știam până atunci că vaca n-are lapte, adică nu se mulge cea de carne. Ulterior, acum am ajuns, datorită cerinței și pieței, că în fiecare se schimbă, am luat și vaci de lapte, am început să produc și brânzeturi și niște capre, care urmează să produc și cu caprele. M-am autorizat, că da, urmează niște pași care trebuie să-i faci, am autorizat și un magazin și încet, încet, acum, din primăvară, când acum au intrat cam în... Sunt 6 vaci, nu sunt foarte multe și astea care le am... Cele de lapte. Da, cele de lapte. Sunt înțărcate, adică nu prea au lapte acum, urmează să fete. Și vor avea din ianuarie încolo. Și atunci pot să zic că o să am producție. Bun. Urmează să mai și cumpăr, să mai... Discuția noastră pornește practic de la efectivul de șarolez, da? Da. Am urcat ceva cu mașina. Da. Le ții undeva așa ca într-o oală aici, în dealul. Locul este mirific. Da, e stâna de vară, cum o numim noi. E cabana văcarului. Unde stă? Care se vede în spatele nostru. Așa, aici țacul unde le aduce noaptea, pe timp de noapte, că le strângem, mai vin urși, lupi. Așa, și pe timpul zilei pășunează pe toată zona aceasta aici. Tot muntele ăsta e la noi în arendă luat. Aici e proprietate unde suntem acum. Da? Și pe lângă am mai luat terenuri în arendă de la oameni din sat. Oameni din zonă, da. 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 Și ca suprafață totală unde își ții nucleul de șaroleză cu totul? Aici sunt vreo 60 de hectare, 60-70 de hectare. Cu tot cu arendă, bineînțeles. Aha. Efectivul de șaroleză, la vremea respectivă, spuneai că era undeva la 50 ceva de 56, capete. 56, cu tot, ai capete, adică și pui, și mai mari, da, și mai mici. Astăzi, în 2020, astăzi acum am 86 sunt acum, și cu 6 de, bine, șaroleze, 86 de șaroleze, am avut și 125 de capete și acum am ajuns la 86, că am dat tineretul, adică am dat boi. Masculii, da. Da, da, da. Ei se vând pentru la abatorizare masculii. Fetele le vindem pentru reproducție. Dar tu când ai pornit atunci și spuneai că nici nu știi exact ce înseamnă vaca de carne, vaca de lapte, ți-a luat o perioadă să te acomodezi, să înveți niște lucruri? Da, câteva luni de zile, nu mult. Mi-a plăcut, asta spun, când îți place, le și înveți. M-am mutat aici, am renunțat la tot din București. M-am mutat aici cu familie, cu copii, cu totul. Mai acum sunt copii cu școala, care sunt... Urma să-i mut, dar a venit corona pe noi și m-am oprit, da. Câți oameni lucrează acum aici, sus, la strâna de învară? Aici, un singur văcar. Un singur văcar? Da, care stă cu animale. Păi tocmai, că ele nu le mulci, nu nimic, doar le pășunez să ai grijă de ele. Și un singur băiat. Și un singur băiat? Da. De câte ori veniți aici la strâna? Păi venim odată la 2 zile ca să-i aducem lui provizii, mâncare, apă și tot ce are nevoie. Venim cu ATV-urile de obicei, că e greu de urcat cu mașina. Dacă plouă, nu mai poți să mai urci. Și atunci urcăm cu ATV-urile. Avem 2 ATV-uri. Cam când crezi tu că vei veni cu acest nucleu, îl aduci jos la fermă? Păi în funcție de vreme. Anul trecut, de Crăciun, eram aici. În funcție de cum dă zăpada. În momentul când a dat zăpada, trebuie să le aduc jos. Am înțeles. Da. Deci funcție de vreme, nu? Dacă timpul îți permite, profiți cât mai mult de ce înseamnă... Exact, ca să nu le țin pe fermă. Că și pe fermă înseamnă curățenie, motorină consumată, furaje, care le-am făcut, trebuie să le furajăm. Și cu cât le ținem mai mult pe pajiște, la pășune, cu atât e mai bine. În afară de furajarea asta care se face aici, numai prin păscut, altceva vii cu ceva aport în plus? Porumb și grâu. Porumb și grâu. Ugoială, da, ca un supliment. Și lucerna și fânul care îl facem noi de pe terenurile noastre, pe timpul verii. Deci asta este tot ceea ce le oferi. Și în momentul când le muți jos la fermă, treci pe... Trec pe fânul care l-am produs vara, exact. Și supliment de ugoială le dăm la cei mici, vițelele în general de reproducție, ca să le dăm un stimul de creștere, să devină mai frumoase. Adică ureala din porumb și grâu, atât și puțină floarea soarelui. Semințele floarea soarelui.
Bun, animalele pe care produci și tăi, că până la urmă aici la vaca de carne când vorbim, vorbim de produsul de vițelul în sine, pe care îl crești până la ce vârstă? Păi, după aceea să-l dai în piață. Se poate până la vârsta de 8 luni, el fiind înscris, toate animalele noastre sunt cucetificate de origine, sunt rasă pură și agolez. Le-am băgat elapia, nu pot să le vând, adică nu pot să le scot din exploatație până la vârsta de 8 luni. Abia după vârsta de 8 luni le pot scoate în exploatație. Și atunci, în funcție de cerințe, pot să-l dau, au fost clienți care l-au luat și la 9 luni, au fost care au venit și la un an și jumătate, au avut mai grași, mai mari. Depinde de cerințe, depinde cum găsesc piața. Eu îi dau imediat la 8 luni, atunci prefer să-i dau că îi vând mai repede. Da, zi, să mai țin mai bag banii. Așa o greutate medie pe care ai obținut totul de la Șarolez, aici în tipul ăsta de fermă, pentru da. Că tu le ții foarte mult în zona asta de montană, submontană, după care le cobori când îți permite, când vremea se schimbă. Care ar fi greutatea, să zic, la care tu ai furnizat la 8 luni? Păi la 8 luni ajunge undeva, dacă nu, adică să-l lași pe el natural, să laptele matern și ce mai paște aici, da. De, undeva la, în jur la 300-350 de kilograme, cam așa. Da, și unde ai cheltuiala cea mai mică pe viță. Cheltuiala cea mai mică, exact, pentru că practic nu te costă decât văcarul care are grijă de el. Acum eu nu mai știu cum fluctuează prețul, că știi că vorbim totuși de o rasă de carne, una dintre cele mai bune rase de carne din lume, mă refer la Șarolez. Care mai este prețul în viu, așa, cel mai bun preț pe care l-ai obținut? Cel mai bun a fost 12 lei, plus TVA. Plus TVA. Noi suntem plăitori de TVA, da. Au fost, deci fluctuează, pleacă de pe la 10 lei, din ce am observat, piața și se oprește undeva la 12 lei. Mai mult de 12 lei nu cred că ar fi luat cineva. Eu n-am luat mai mult de 12 lei. Asta a fost prețul maxim pe care l-ai obținut per produs, pe kilogram. Produs în viu, da. După 2 ani de zile de activitate, pe rasa de carne, rentabilitatea unde ar trebui tu să fie în fiecare an? Cât ar trebui să crești efectivul și cam câți viței ar trebui să ai masculi ca să poți să-i duci la 8 luni de zile, să poți să-i vin, să zici, domnule, sunt rentabil? La ora asta să ai cel puțin, în funcție și de cheltuielile care le ai pe lună, acum ca fermă. Eu, având toți angajații, sunt cu carte de muncă și taxele știți că sunt foarte mari și salariile nu poți, trebuie să dai la un salariu destul de mulțumit, să fie omul da, mulțumit. Ca omul să nu plece, să nu plece în altă parte, muncă, deși da. La noi este o mare problemă cu forța de muncă în România, așa, în funcție de cheltuieli. Eu, ca să pot să zic să fie rentabil pentru mine, ar trebui să vând undeva la 6 viței pe lună. Să iau 6 masculi, să aibă undeva în jur la între 350 și 400 de kg. Da, ca să pot să zic că să acopăr cheltuielile și hai să mai zic că mai iese un mic profit. Bun, dar bănesc că n-ai reușit să ajungi la... Nu, n-am reușit până acum. Motiv pentru care m-am mutat și pe brânzeturi. Da, adică ai început și cu un mic efectiv de vacă de lapte, nu? Am luat, da, 6 bucăți de lapte și am luat și un efectiv de capre să plec să încet, încet să... Să văd dacă se merită sau nu și vreau să vă spun că e mult mai profitabil. Deci partea de lapte. Da, dar profitabil cum? Să vinzi tu direct către consumatorul final. Nu să-l bagi în supermarketul, pentru că iarăși se cumpără la un preț de nimic și îl vând ei mult mai scump. Și atunci eu am curaj să vând la consumatorul final pentru că știu calitatea. Practic a devenit targetul tău, să ajungi, da? Să-ți vin singur produsul în propriul magazin. Exact, exact, exact. Și asta începând acum cu produsele pe care le ai din vaca de lapte și cu aportul ce mai ai lapte de la capră, probabil că ai niște produse pe care, acum, care confirmă la asta. Da, da, da. Acum am produse de lapte. Chiar săptămâna trecută am obținut licența, autorizația să vând produse din vacă de lapte. Iar la anul urmează să obțin și pentru cea de capră, produse de capră. Treaba asta cu vaca de carne, neputând să te scoată totuși în zona rentabilității, cel puțin pe tine, a trebuit să apelezi la, varianta asta. Exact. Pentru că tu ai nevoie întotdeauna de un cash flow în, în fermă. Niște bani zilnic pe care se rulez, consumabile, sunt atâtea lucruri care trebuie să... Plus că mai apar neprevăzutele. Da. Mai se strică un tractor, se mai strică ceva, care alea sunt neprevăzute și adunate, chiar dacă... Unele sunt și foarte scumpe, unele sunt și mai... Dar adunate, în final, se adună și dă o sumă destul de mare. Efectivul arată foarte bine, știi? Da. Mă gândeam așa, păcat că nu ai reușit să te duci la un număr mai mare de animale, știi? Oricum, tu, în 2 ani de zile, ai crescut cu 30 de capete, cel puțin, dar nu suficient ca să te țină în zona de rentabilitate. Exact, exact. Păcat de ele, că sunt niște vaci foarte rezistente,
Doar în curent să nu le ții, atât tot. În rest, plouă, ninge, n-au nicio treabă. Mănâncă, cam, vedeți și uscăturile astea care le-a făcut. Fructifică bine? Mănâncă tot ce foarte e pe bine, da, foarte bine mănâncă. Sunt rezistente, deși nu par, adică vedeți, au puțin părpele, dar sunt foarte rezistente. Păcat. Singura problemă e la naștere, au probleme la fătări, trebuie să ai foarte mare grijă cum le furajezi în ultimile luni de gestație. Da, ca să aibă totuși nașterea mai ușoară, ca că ele aibă, au probleme. Exact, da. La prima fătare, junicile. De asta am învățat, m-a învățat cineva, eu aveam un singur taur de montă, după care am mai luat încă un taur, m-a învățat cineva să caut să cumpăr un taur de primă montă. N-am știut ce e aia. Mi-a explicat că taurul de primă montă e un taur care are un cap mai mic, e născut până în 40 de kg la naștere, vă face produși mici. Și aia este ca să ajute junici, la fătare, sigur. Mulți în Franța, ce se întâmplă și aici prin țară, din ce am auzit, montează junicile și arolesc cu limuzinul sau cu albastru belgian, pentru că au produși foarte mici. Și a doua fătare deja le bagă cu șaroles. Și prima fătare să fie mai ușoară, da, le bagă cu limuzin. Dar eu am zis nu, nu are rost, pierd un an de zile, pentru ce? Așa am zis nu. Iau un taur de pământă, montez-o cu șaroles, nu le mai dau ultimele trei luni. Ca să păstrez rasa pură. Exact, ultimele trei luni din gestație le dau numai fân. N-am nevoie de ea să fie mare, grasă, frumoasă, că nu e fotomodel să mă duc ea pe podium. Da? Cât să fie sănătoasă, să nu așa, nu trebuie să fie mare grasă, pentru că ultimele trei luni de gestație ea nu mai pune nimic pe ea, tot mănâncă fătul. Și atunci, de atunci n-am mai avut probleme la naștere. Da, se spune că Angusul ar fi, să zicem, rasa de vacă de carne care au cele mai multe grijă de viței, dar văd că și ele sunt, la fel. Și ele sunt și sunt amunele care sunt chiar foarte rele. Sunt foarte rele. Da, în sensul că își protejează foarte își bine viței. Își protejează, da. Da. Din, și se protejează ele, adică dacă acum vine un animal străin, sunt foarte unite. Uh-huh. Sunt foarte unite. Sunt și masive, sunt puternice. Da, și, da. Apropo, că spuneai că mai vin lupii, urși. Da, nu, sunt, n-am avut probleme până acum. Au venit, dar nu. N-au îndrăznit. Da, sunt unite toate. De obicei, alea care sunt mai mari, tartorii, cum să spun, al cârdului, să pun în față. Deci exact, ați văzut filmul la cei 300 de eroi, de la Termopile, așa ceva, da. De asta mi-ar părea rău să renunț de tot la ele. M-am atașat și de rasa asta. Chiar dacă plec pe brânzeturi, un 30 ceva, cred că 35 tot lot matcă, tot voi ține. Da. Foarte bine, e păcat, mai ales că arată și extraordinar, iar fișele lor confirmă. Exact. Fiecare animal îți confirmă calitățile și zona de pe care vin. Da. Nu, ele toate sunt născute aici, adică cel care, la care am preluat ferma, el a luat lotul matcă din Franța și n-am mai făcut nicio altă achiziție, noi n-am mai făcut achiziție. Tot ce s-a născut din mamă în mamă, adică sunt unele care au străbunica, adică puiul, cum se spune, este aici în fermă încă. Bun, acum e bine că voi ați venit și cu acel taur care era specializat pentru fătărușoare, exact, pentru că să nu apare și consanguinizarea, că și aici trebuie să fii foarte atent. Păi da, exact, pe taurul la care l-aveam la mare, îl folosesc să monteze pe cele mari, adică lotul mare, iar pe cel micul îl folosesc pentru junici care urmează. Junicile care le-a montat el devenind mari, le montează taurul mare. Copiii taurului mare le montează taurul mic, copiii taurului mic mai trebuie să mai am un taur. Mai am unul care are un an și 8 luni acum, e al treilea taur, l-am oprit, l-am luat la cineva de la Brașov, care urmează acum peste an să-l depun să-i scut autorizația de montă și atunci voi folosi pe el pentru copiii taurului mic. Adică e o chestie de asta așa. Da, super. Văd că și apă proaspătă au. De unde aveți apa? O trageți de unde? Am două lacuri de acumulare aici. Avem și un puț, dar puțul nu prea are foarte multă apă. Trebuie să mai mă adâncesc cu el, dar foarte mult apă de ploaie, adică apă de zăpadă, colectați. Ploaie, colectare, da. Dar fără câini ăștia de pază, ciobănești ăștia ai noștri, crezi că ar rezista domnul care are grijă de nucleul de vaci de aici? Ia stai să vedeți că să-l întreb așa pe... Nu se bagă, deci vietățile astea, ursul ăsta, lupii, nu se bagă pentru că sunt mari, nu e ca la oaie sau la astea, nu se bagă... Da. Se bagă pentru că animalele au talie sunt mare animale și sunt, dacă e ceva, sare toate. Curent electric aici, Zino? Avem panou. Aveți panou de ăsta? Da. Poți să ții și un televizor? Da, nu, televizor deocamdată n-am băgat, dar o să...
perspective. Să punem o pilă la neazinul, să-ți bage un televizor. Dacă ține panoul ăsta fotovoltaic. Nu, asta nu duce, dar eu tot așa unde stau nu am electric și tot pe panoul sunt. Deci i-am spus și lui Dumnezeu, să colaborăm amândoi și o să luăm un panou de la mai mare. Ca să poată să ducă și un televizor, un frigider mai mic, tot ce trebuie, da. Foarte bine. Este excepțional. Cum te numești? Bănică Constantin. Da, Bănică, să fii sănătos. Și putere de muncă îți doresc. Este. Familia unde îți șade? Acum la București. Acum sunt la școală, am două fete, 10 ani și 8 ani și sunt încă la școală. Urma să le mut, dar a venit corona peste noi și... Să spunem că o să scăpăm și de corona asta. Da. Toată lumea trebuie să scape. S-au găsit soluții până la urmă. Trebuie. Da. Da. Deja trecut omenirea până perioade mult mai grele. Da. Deja să nu avem foarte mult de suferit, să putem să ne redresăm economic, spun. Bun. Noi filmăm în data de 20 octombrie sau 18, nu știu cât, 19, 20. 20, când suntem azi? 20. Am zis bine, uite că am nimerit-o, că niciodată. 20. 20, da. 20. 21. Subvențiile? 21. 21. Subvenții, am nimerit. Nu, până acum nu mi-a intrat mie, cel puțin, n-a intrat nimic. Probabil că trebuie să-ți vină. Da, de obicei cam în octombrie, septembrie, octombrie, cam primeam cei 70% și restul după anul viitor. Încă nu s-a terminat octombrie. Anul trecut i-am primit cam pe la sfârșitul septembrie. Acum 2 ani am fost în control, au controlat tot, că odată la anumiți ani vin și te controlează tot, terenuri, animale. Așa am fost în control și au blocat plata, i-am primit anul următor, dar a fost tot ok. Și urmea să-i primez. Nu, îi primez de primit, numai că durează și era bine să-i fi primit, că te mai ajută. Normal, și subvențiile când îți vin la timp, altfel îți programezi și tu. Am și eu de dat arende la rândul meu, deja oamenii au început să vină să bată la poartă. Că erau obișnuiți că pe la sfârșitul septembrie, mijlocul maxim, mijlocul octombrie să le dau banii. Le-am explicat, la cei care sunt sume mai mici le-am mai dat, la cei cu sume mai mari ai să mai aștepte. Și uite așa. Bine, și oamenii sunt înțelegători că știu că le plătesc, adică n-am rămas dator niciodată la nimeni și știu că își vor primi banii. La ora asta, că vorbeam noi unde ar fi rentabilitatea la 6 viței de între 350 și 400 de kilograme pe lună, da. Ca să spui, domnule, mi-acopăr cheltuielile și poate să am și un mic profit. Da. Dar la ora asta, câți viței poți să dai în piață? Păi la ora asta... 1, 2? Nu, deci... Nici măcar. Pot să dau, dar vedeți că nu știi ce îți va făta. Deci anul trecut am avut 32 de fătări. Așa. Din 32 de fătări am avut 17 masculi, iar restul femele. Acei 17 masculi, 7 i-am dat, acei 10 încă nu au împlinit vârsta de 8 luni. Am înțeles, și urmează să-i dau când vor împlini vârsta de 8 luni. Deci pot să zic că nici măcar un an are 52 de săptămâni, deci nici măcar unul pe săptămână n-aș avea din, dacă ar fi toți masculi din 37, din 32 de fătări. N-ai avea cum, nu. Noi vorbeam că la 6 viței pe lună, da, vânduți aproape de 400 de kilograme, ai fi rentabil. Da, pe 6 viței pe lună ar trebui să ai câte 100 de fătări. Multe. Nu? Nu ai un nucleu să poți să faci. 5, 30. Da, oricum, ideea este că ai și nucleul ăsta pe care trebuie să-l păstrezi oricum. Da. Și vei dezvolta în paralel, o să discutăm de... Cele de lapte, da. De lapte. Am ajuns jos, în fermă. Și pornim de la taurii de reproducție pe care i-ai tu, raportați la nucleul de 96 de capete sau parcă ceva de genul ăsta. Da, 86 sunt șaroleze și restul sunt cele bălțate. Da, da, da. Lapte. Ăștia sunt cei trei tauri. Doi... Da, e cel mare care montează pe cele bătrâne. Cel în mijloc, taurul de primă montă. Da, asta cred că are cât a avut. A avut asta iarnă o tonă 30. O tonă și 30 de kg. Până să scot la pășune. L-am scos la pășunat, am mai slăbit, am mai legat, am mai... Da. Celălalt îl folosești pentru primă montă, montează junicile. Iar acesta mic este în devenire. Urmează să îi scot autorizația de montă și să-l am pentru copii cel din mijloc care montează junici. Uhum. Adică tot primă montă, tot au de primă montă. Bun. Asta e grajdul pe care tu așa ai cumpărat atunci. Așa când l-am preluat, da, ferma, da, nu? Da, da, da. E grajd și... în ce am înțeles fostul CAP-ul. Da, care a fost și el a fost... întreținut, mai aranjat, mai da, vopsit. Da, l-am mai aranjat, l-am mai schimbat un alta.
Asta a fost opa, ideea. Opa. E suficient momentan garajul ăsta pentru întregul efectiv? Cam mic, cam mic, de asta am ajuns la 125, deși nu prea era loc, am fost nevoit să dau din ele și mai sunt nevoit să mai dau din ele. Nu prea au spațiu și să-mi pung, să lovesc, să e riscant să le ții aglomerate, să le ții înghesuite. Bun, tu ai spus că la un moment dat ai pornit și pe linia asta de lapte. Da. Ai efectiv ăsta micuț și adevărat de pornire vacă de lapte. Am trecut, am văzut și vacile de lapte, da? Sigur că ele sunt într-un număr mic. Mic, dar 6, e începutul da. Vostru. E începutul, da. Plus efectivul de capre, care se ridică undeva la 140 de capre. 143, da. Da? Și în producție cât ați avut la în capre? În producție 85, 85-86, mi se spune, de cele care au lapte. Când ți-a venit ideea să încep să intri și pe partea asta de lapte, să produci ceva lapte și să faci niște produse unidirecționale? De exemplu, din lapte de capră să faci numai produse din capră, din laptele de vacă special numai de... adică fără să amesteci. Nu, nu amestec, da. Păi cerința, piața, prietenii din București m-au întrebat tot așa, prieteni de-ai mei neștirând că există vacă de carne. Tot ziceam, mă, dar nu ne aduci nouă bucată de brânză, nu ne aduci nouă... ai vaci și nu, noi nu mâncăm nimic. Și am explicat că nu au lapte și nu au crezut. Și până la urmă am văzut, am zis, da, ia stai să iau și niște vaci de lapte. Și am luat așa. Capra știu că este foarte căutată. Din cauza mirosului și gustului, care la mine nu are miros de capră. Deci brânza, telemeaua de capră care o fac eu, nu are miros de capră. Și nu are nici dar gust de capră. Dar unde e secretul ca să nu transmiți în produs curățenia. Mirosul, să zicem, în exces? Curățenia. Deci trebuie să fie laptele proaspăt și curat. Și crinta și vasele unde folosește să fie spălate foarte bine cu apă clocotită. Și este interesant, Zino, la tine că în 2 ani de zile tu ai învățat foarte multe lucruri. Pornind de la zootehnie până la a face un produs care să fie curat exact, și da. Bun. Da. Păi când îți place un lucru și dacă ești toată ziua aici, n-ai cum să nu le înveți. Dacă te atrage și îți place. Bun. Și, na, ajuns să-mi placă. Să-ți placă și fiind în căutări, ca să poți să ai și o sursă de venit și... rapid, așa ai ajuns să produci... Să da, și pentru, exact, și pentru o sursă de venit, că acoperi mult mai bine cu brânzeturile și plus de alta e plăcut să iasă ceva, produci ceva din mâna ta, poți să spui că mă implic și eu, aș chiar dacă nu o fac eu brânza și nu pun eu mâna în lapte și în astea, dar tot aici, să dai cuiva ceva care să fie mulțumit și pentru care să vină și să vină cu plăcere să cumpere acel produs. E, nu știu, simți ceva așa, e plăcut. Bănuiesc că asta te-a făcut sau te determină în continuare să rămâi. Da. Să nu mai ai pornit, vrei să mergi până la capăt. Vrei să ajungi practic la un fel de integrare. Da, da, da. Da, sigur, mică integrare, mică, că nu trebuie să fim toți ca domnul Muscă, știi că... Măcar un 10%, dacă ajung să fiu acolo, tot e bine. Bun, da. Acum, pentru că vorbim de ce înseamnă calitățile unui produs curat și natural, știu că tu de cât timp ai început să-ți vinzi propriul produs? Păi de cam o săptămână, 10 zile, cam așa. Da? Am început, da, da. Și oamenii ce spun fost, așa? Cum ai fost primit în piață? Foarte bine, deci chiar foarte bine. Mulți nu le-a venit să creadă, mulți veneau după produse de vacă și le spuneam, domnule, ia și gustă-te, că eu având decât 6 vaci, nu pot să fac și telemea și cașcaval. Ori eu fac cașcaval, ori fac telemea. Și au fost zile când am făcut decât cașcaval și n-am avut telemea. Și au venit după telemea de vacă și a zis, domnule, am de capră. Nu că miroase urât, că știu că... Tu ia și gustă. Nu mori dacă guști. Nu? A gustat și a zis, n-are cum să fie asta de capră, că n-are gustul ăla, nu miroase. Fac bine, e de capră. Și n-au mai luat de... Acum vin numai pentru capră. Și cumpără numai de capră. Bun. Aici ce avem? Aici este locul unde stăm noi. Da. Așa. Săruna. Da. Aici sunt și domnii care ne-au însoțit sus la... Aici este locul unde închegăm, unde se face brânza. Totul curat, frumos, spălat, uite totul. Este, după ce terminăm de închegat, să spală toate cu apă opărită, să spală pe jos, nu folosim detergent deloc, pentru că nu trebuie să folosim detergent, că poate să rămână, că nu clătești foarte, foarte bine și să intre în lapte și deja s-a nevoie. Să spală cu apă opărită. Potită, peste 100 de grade, da. Să spală frumos, aici se încheagă, se pune în produsul finit, în găleți, în cutii care merg în camera frig, rămân în camera frigorifică, vă arăt acolo și de acolo merge în frigiderul magazin. Magazinul care îl aveți care este aici, care este chiar aici la poarta fermei.
Da. Adevărul e că nici nu aveai altă variantă. Știi că la început e greu să-ți faci un magazin. Chiar mă gândeam, ținând cont că tu totuși ești tânăr, sigur că ai 40 de ani. Tu ai avut posibilitatea să accesezi ceva pe tânărul fermier până acum? Nu. N-am avut. Da. Am un proiect, am făcut un proiect arhitectură, tot ce trebuie pentru un graj, pentru modificare, modernizare fermă, dar aștept să dea drumul la măsură. 2021-2027, sunt sigur că o să poți să accesezi sper. Chiar ți-ar prinde ca o rădaie extraordinară, normal. Să modernizezi, să dezvolți. Da, trebuie să dezvolți o cameră de mus, un propriu, cum iar, ca la carte, trebuie cu tarn de răcire, cu tot ce trebuie. Tot ce facă de lapte pe ce vrei să mai ești. Te facă de lapte, da. Pe mobiliard cu bălțată românească. Uite că deja știi exact ce vrei. Da, asta este camera frig. Da? Da, v-am spus că aici vin și stă, are produsul finit. Bine, acum deocamdată n-am decât, nu prea mai e, că s-a încercat, gata. Așa, după care, după ce își ia în țaramură și se întărește, trebuie, merge în frigider. Deci produsul, practic, se poate vinde abia după 2-3 zile. Da. Asta e perioada de așteptare. Și cașcavalul mai durează vreo 4 zile că trebuie să-și ia fum. Adică îi dau la un ceva făcut, dospit, frumos, cum trebuie, nu? Să ajungă cu ea acasă și să facă... Și afumarea o face aici în spate? O fac în spate, da. Am construit o afumătoare tradițională, exact cum trebuie. Ca să păstrezi trendul ăsta de exact, natural și de tradițional. O să scoatem asta. Da? Așa, exact, tradițional. Exact, acolo sus... Bine, să șterge când se pune înainte, să șterge, să dezinfectează frumos cu totul, cu așa. Acum, de când cu corona avem dezinfectant o grămadă, deci l-avem la îndemână. Așa, să curăță tot, să pun produsele pe lemn, fumul să dă jos și să ia exact cât are nevoie, cât trebuie. De obicei, fumăm dimineața, pe la 4-5 dimineața sau seara târziu, când e mai răcoare. Că pe căldură, cu căldura fumului și căldura de afară, îl moleșește, îl înmoaie produsul. Și ai trase, văd și la câteva forme. Aici ce o să fie? Ăsta este cașcaval care este făcut, încă nu este gata, l-am pus la dospit. Este în formele cele de inox. Da? Sunt forme manuale făcute, de aici strângi mai mare, mai mic, cum vrei. Funcție de cum vrei, ce dimensiune vrei să-ți iasă. Și acum sunt puse la dospit, să ia aia, să dospească. După care îl băgăm la fumat. Bun, așează tu, te rog, ăsta tifonul, ca să fie așa cum l-am găsit, pentru că e foarte important să nu-l atingă, să nu-l atingă exact, știi? Și o să vedem acum și ce înseamnă produsul finit de la voi din propriul magazin. Deci un fermier mic care se luptă să-și obțină propriul produs și singur să-și îl vândă, nu? Exact. Să-l pună la dispoziție celorlalți. Deocamdată, exact, că poți să te apropii. Neavând producție atât de mare, am luat decât acest frigider, unde acelea a fost cam cal și alea din dreapta e cașul de capră care s-a mai înmuiat. A mai rămas un cașcaval care a fumat. Sus sunt cele care trebuie puse la fumat. În cutie este telemeaua de capră. Acum, na, caprele intrând în perioada de fătări, de gestație, nu mai lapte. Producție de lapte, sigur, da. Și atunci o să începi numai pe laptele de vacă. Numai vacă, da. Numai vacă. Da, laude cu vacă. Uh-huh. Urmează aici să iau o vitrină frigorifică, să o aduc, să o pun în fața aici, lada asta frigorifică dispare, să mai aranjez cât de cât așa. Deci omul vine aici, se cântărește, nu? Da. Și pleacă acasă și cu un produs natural, un produs obținut, cel puțin... Am văzut atât vacile de lapte care sunt aici pe versantul din dreapta, dar și ce înseamnă o carne deosebită pe care o poți obține din acest efectiv de șaroleză. Da, carnea bine, o dau animalul de șarolezul, pot să-l dau decât în viu. Nu am centru de sacrificare, nu am punct de sacrificare și abatorizare, deci nu am voie să-l tai. Deci știu, nu pot vinde carne. Decât animalul în viu și îl dau la abator și... Mă gândeam în proiectul ăsta de dezvoltare. Da, am un abator, am un punct de sacrificare, am tot, am un proiect. Sperăm să-și iasă. Trebuie să iasă. Acum depinde și cum vor fi. Că vei prinde 50 cu 50, 70 cu 30. Să vedem cum vor fi sub măsurile viitoare. Cu cât mai puțină cofinanțare, cu atât mai bună, vă dați seama. Dar cred că și așa merită să faci și cofinanțare, pentru că tu ești un om ambițios. Un om care am din București și totuși stăpânește. Am învățat și multe, da, cum place. Și am readus la viață un lucru care, din ce am aflat de la băieți care străbâni noștri foloseau, închegarea cu chiar de el.
Deci eu nu folosesc cheag din comerț. Deci cheagul din cheag în cazan, când se încheagă laptele, dar cu cheag din ied, adică cum cheag natural. Cum se făcea odată prin stâne și da, exact. Bunicii și străbunicii. Și, da, da. Mă bucur mult că v-am cunoscut. Îmi pare bine că ați venit. Da. Și ce să vă spun, putere de muncă, sunteți tânăr puternic. Și abia aștept să văd un magazin în București cu aceste produse naturale de la ferma din Vâlsănești. Vâlsănești, da, ferma agricolă Vâlsănești. Oricum, noi, ferma și viața satului, emisiunile de agricultori ale postului public, menirea lor să monitorizeze tinerii care încep să se dezvolte și devin fermieri, să avem și noi în viitor cu agricultura din România. Sper să avem, sper să avem. Acum contează foarte mult calitatea și o calitatea nu o să schimbi și nu o să umbli niciodată la ea, deci n-ar avea de ce să nu... Să nu meargă. Acum, nu știu ce se întâmplă mâine, dar sunt optimist. Sunt optimist. Tinerețea vă dă optimismul și forța de muncă. Și forța de muncă, da. Pe mulți la sală, ca să avem să... Multă sănătate, să avem să mulgem. Mulțumesc. Numai bine.